Dacă bobul de greu nu moare, nu aduce roadă. Deci, eu ca să am o tarla de greu la anul, mă uit să plouă, cum a fost acum, imediat ar, bag sămânța, el iese micuț, stă în gerul iernii, suferă toată iarna acolo, îl chinuiește vântul, îl suflă zăpada, temperaturile scăzute și el, cum dă în primăvară de răcoare, face spic și face roadă. Ei, așa e și taina aceasta a anului bisericesc. Odată cu moartea se usucă toate, iar când vine primăvara înfloresc toate. De ce întâmplător sărbătoarea Paștelor sau Învierea pică tot primăvara? Da. Pentru că face parte din restaurarea omului și trebuie să aibă legătură cu raiul. Ăsta e scopul. Ați văzut că a fost și aici o mini-controversă, cum să schimbăm noi Paștele ăștia, să-l punem în casă, da, când nu da. Se putea lua concediu, nu știu ce. Da. Povești muritoare, părinții patristici, în special Ioan Damaschinu, în special Sinodul unui ecumenic, au stabilit niște reguli precise, scurte, acolo nu se umblă, adică tu desfaci ceasul și îl repari, dar nu faci piesele din nou. Așa și aici. Dacă a spus că 14 Nisan, prima duminică după lună plină, de la echinocțiu de primăvară, bați cuie, faci metanii, nu vrei să mănânci o roșă azi, mănâncă-le în august, când nu te oprește nimeni, nu vrei să mănânci cozonacă în mai, mănâncă-le în septembrie, nu te oprește nimeni, nu vrei să mergi la biserică de înviere, când Hristos a înviat de Paști, cântă de Crăciun, nu te oprește nimeni, dar unde lege nu-i tocmeală. Și atunci da. Iisus leagă această taină a învierii, tocmai de taina învierii omului. Că ce spune? În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul, pe scaun ai fost cu tatăl în plină cerșește cuprins. Care e taina care o vedem noi în imaginea învierii? Vedeți? Noi luăm icoana învierii, ne-am plasat în ea și spunem Iisus, tâlharul bun și tâlharul rău și am rezolvat problema. Da, da, da. Nu. În icoana învierii avem patru tablouri distincte. Pomul vieții, care e crucea, și fructul, care e Hristos. Tâlharul de data aceasta nu întinde mâna. El stă cu mâinile întinse. Dar spune așa, de ești tu Fiul lui Dumnezeu, pomenește-mă când vei veni într-o împărăția ta. Și care e răspunsul lui Iisus? Astăzi vei fi cu mine, rai. Eu sunt fructul care te duce acolo. Ei, Adam n-a făcut așa. Adam a schimbat tabloul, a avut pomul vieții în fața lui și a zis, în ăsta mai mâncați, știu ce gust are, nu mă interesează. Hai la ăsta care a zis Hristos să nu mâncăm. A spus Dumnezeu să nu mâncăm. Femeia a întins mâna, șarpele imediat și-a dat și el ușor cu părerea, dar ce faceți pe aici? Suntem în grădina raiului, dar aici nu prea am avea voie să umblăm, că a zis Dumnezeu că putem muri. Îndoiala, minciuna, sperjurul da? Și explicația științifică. Nu muriți, vă faceți ca el. Femeia a și gustat și unii spun, dar dacă nu lua bărbatul, ba trebuia să ia că era un singur trup, ca bărbat și femeia a făcut bine și era același gând, același suflet și același cuget, ca la cununie, când se pune Duhul Sfânt și unește preotul mâine și le binecuvintează să fie un singur trup. Asta înseamnă un singur trup, nu să îl împăiezi pe bărbat cu trupul femei. Și în clipa aceea, omul când a gustat s-a întors cu spatele la viață și s-a uitat direct spre moarte. Pentru că moartea era spusă, vei muri. Și în clipa aceea, dincolo de gardul raiului, stă moartea. Dar ce fel de moarte? Moarte sufletească, că trupește Adam a mai trăit 30 de ani și Eva 960 de ani și au avut 150 de copii, n-au stat degeaba, au umplut neam omenesc. Dar problema se pune din alt punct de vedere. De ce acum tâlharul nu stă față în față cu Hristos, ci comunică cu Hristos, căci prin cuvânt toate s-au făcut. Ce spunea celălalt tâlhar? Ce auzim noi azi la televizor? Nu este Dumnezeu, nu este rai, nu este pocăință, nu este mântuire, nu-i nimic dincolo. Sunt povești ale preoților, sunt povești ale bisericii, opiumul popoarelor, să ții oamenii sub jugare, să poți să-i controlezi, să nu sară săraci la bogați. Eu dacă aș fi haiduc, vă spun eu că aș sări la un bogat, nu mi-ar fi fric. A fost și Ian Cujianu și Pindea și alți haiduci care au făcut dreptate în popor. Da. Acum nu avem noi bărbați de haiduci, aia e marea dramă. Da. Deci acum, și dacă te-a mușcat un țânțar, se pune pătrățelul cu impact emoțional. De ce? Bâzâia țânțarul. Și atunci, sigur, că cu bărbați de genul ăsta... N-ai ce face, da. Ba da, faci marșuri. A, bun, asta și da. Asta da. În momentul respectiv,
Tălharul comunică cu Dumnezeu. Doamne! De fapt, ce face? Face o rugăciune universală nouă tuturor. Toți suntem ca niște tălhari. Noi toți am greșit înaintea ta. Ne poți spomeni când vei fi într-o împărăție ta? Deci ce este tălharul bun? Lumea care vrea să-L cunoască pe Dumnezeu. Ce este tălharul rău? Lumea care în continuare se încăpățânează să nu-L cunoască pe Dumnezeu. Ce îi spui? Unde este prima catiheză înainte de învierea lui Hristos? Între cei doi tălhari. Deci lumea bună, paralelismul dintre bună, lumea bună și lumea rea. Ce spune tălharul rău? Bă, mântuiește-te pe tine, fă ceva, ci îl hulește. Și ăsta îi spune, bă, nu-l huli. Tu nu-l cunoști pe omul ăsta, deci câte expresie, nu-l cunoști pe omul ăsta. Omul ăsta n-a făcut niciun rău. Noi am ucis, am furat, am tulburat liniștea publică, am tulburat autoritățile romane. Noi suferim pe drept, dar ăsta n-are niciun păcat. Ăla nu, în continuare, nu și nu și nu. Deci ambițios și mândar. Până la capăt, da. Păi da, pentru că sunt oameni care, nu știu, dacă ați fost atent, sunt oameni care nu primesc împărtășania pe patul de moarte, sunt oameni care n-au șansa să fie împărtășiți până la moarte, sunt oameni care n-au șansa să-L cunoască pe Dumnezeu până la moarte, sunt oameni care nu vor să-L cunoască pe Dumnezeu până la moarte, sunt oameni care nici nu vor să audă de Dumnezeu până la moarte și sunt oameni care hulesc în continuare, liniștiți. Ăsta e punctul lui de vedere, noi nu te băga peste el. Dar acest tâlhar îi spune, omul ăsta n-a greșit cu nimic, el pătimește degeaba. Noi pătimim pe drept. Și în clipa aceea, Iisus privea când la unul, când la altul. De ce? Că Dumnezeu spune așa, pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești. Îndelung răbdătorile, mult milostive și mult milosârde. Deci nu are ceva Dumnezeu cu omul păcătos și spune, ia să-l pocnesc eu pe asta să-i arăt că Dumnezeu. Nu! Îl lasă și îl așteaptă. El poate să ajungă. Ați văzut și în lumea cotidiană, domnule, a trăit 80 de ani, 90 de ani, dar ce avere avea, dar ce bani, dar n-a suferit o zi. Evident că n-a suferit o zi. De ce să suferi? Trebuie să le ia toate cele bune aici, ca să aibă timp să le guste pe cele rele. Pe când tălharul bun îi spune, dacă tu ești Dumnezeu, deci nu era nici el convins, fiindcă n-avea o formă sufletească bine formată, spiritual, și a zis, pomenește-mă într-o împărăție ta. Azi te iau cu mine în rai. Și cine e în spatele lui Hristos la ușa raiului? Tălharul cu crucea pe urma Adam. De ce? Să vadă pomul vieții pe care el l-a abandonat atunci când s-a făcut tălhar cu diavolul. Deci, Adam a fost pe undeva puțin ateu. Deci, tu vorbești și mănânci și stai de vorbă cu Dumnezeu ca și cu un prieten, exact. Te temi de el și fugi de el și nu-l cunoști, te lepezi de pomul vieții și te duci și mănânci din pomul morții. Nu-i clar că e necredință, cum spunem noi. Dom'le, să faci catehiză, să vorbește, să spune. Dacă nu se prinde, păi nu se prinde decât acolo unde trebuie să se prindă, spune Evanghelistul Matei. Au ochi și nu vor să vadă, au urechi și nu vor să audă, au minte și nu vor să priceapă. Că dacă eu le-aș vorbi, tot să mântuiesc. Dar ei nu vor să se mântuiască. Și atunci, cum spune, adevărata viață veșnică, lasă definiția vieții veșnice în mâna noastră. Îi ca lumea să te cunoască pe tine singur și adevărat Dumnezeu și pe Iisus care l-ai trimis în lume să mântuiască neamul omenesc. Dar omul de bună voie să vină la cunoștința adevărului. Deci nu vine Dumnezeu să ne prindă cu arcanul ca la oaste. Hai băi să te bagă în rai, hai să te bagă în rai. Vină. Calea ți este deschisă. Eu stau și aștept. Dacă vii cu mine la masă, cinăm împreună. Iată-l pe tălhar cu crucea în spate, care calcă primul în grădina raiului și va mânca din fructul vieții. Cum spune Octoihu, frumos și bun era la mâncare rodul ce m-a omorât, dar cine gustă din rodul Hristos, în veac nu mai moare. Iată-l pe tălhar, care a devenit și veșnic în istorie, n-are un nume. Irrelevant. Are și un rai, are și un Dumnezeu, are și o cruce, are și o odihnă, are și o mărturisire, are și o Evanghelie a lui, spune Ioan Gură de Aur. O, tălharule și a raiului tălhar, cum ai știut să furi cu trupul cele materiale și cu limba rai? Da, foarte. Deci asta e indicat Ionul. E începutul, ca să spunem așa, când faci stagiu militar,
faci întâi pregătirea aceea în prealabil, o lună, două, trei, da, da. Înveți să ții tu arma în mână, să pui un pas de defilare, să știi din ce e compusă, cu ce ești îmbrăcat și apoi depui un jurământ. Ei, de acolo înainte, de la front, începe startul. Nu știi unde e inamicul, nu știi unde e dușmanul, tu ai o misiune. Ei, așa e și aici. Indicationul acesta bisericesc ne dă startul spre viață. Deci plecăm din moarte la viață și de pe pământ la cer, că Hristos, Dumnezeu, ne-a mântuit pe noi.